Ziua de 15 aprilie marchează Ziua Mondială a Artei. Data a fost aleasă în memoria pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului și umanistului italian Leonardo da Vinci. Muzeul Național al Banatului vă invită să descoperiți unul dintre cele mai valoroase portrete, portretul doamnei Olga Suits, semnat discret în colțul drept jos de artist. A fost dăruit muzeului de către Marieta Panfil în cadrul unei donații testamentare din 2020. Subiectul portretului, Olga Suits, a fost un model de frumusețe remarcabil pentru cei contemporani ei. Olga a jucat un rol important în promovarea artelor, având un impact nemăsurat asupra scenei artistice interbelice din regiune.